practic salvează acea familie de această cheltuială de aproape 3.300 de euro. Salut! Aș vrea să corectăm o greșeală socială pe care o fac foarte mulți dintre noi, considerând că mamele care stau acasă cu copiii lor nu aduc bani în casă și o putem face foarte simplu, calculând câți bani de fapt economisește pentru familie o mamă care stă acasă și lucrează full day job, având grijă de copii și de familie. În primul rând, începem cu spălatul rufelor. Rufele trebuie spălate, cineva trebuie să o facă și copiii mici murdăresc foarte multe rufe. În România, un kilogram de rufe de spălat la o spălătorie costă undeva la 25 de lei și ai nevoie de cel puțin 2 kg de rufe spălat în fiecare zi când ai copii mici. Asta ne duce la un preț de 50 de lei pe zi, adică 150 de lei pe lună. Mergem mai departe la gătit. Gătitul costă în jur de 50 de lei per 4 porții pe care le gătești la mic dejun, prânz și seară. Atât ar costa dacă ai scade materia primă din mâncarea pe care o cumperi în restaurant. Asta ne duce la un cost de 150 de lei pentru gătit în fiecare zi timp de 30 de zile, adică 4.500 de lei. O bonă te costă undeva la 5.000 de lei brut pe lună. Da? O femeie care vine acasă și stă cu copiii tăi, presupunându-se că mama este o femeie de carieră și nu vrea să stea acasă și imediat după ce a născut se duce pe câmpul de muncă și ai o bonă care are grijă de acei copii. Dacă copiii tăi însă merg la grădiniță sau merg la școală, ai nevoie de un șofer ca să-i ducă, pentru că mama lucrează, tată lucrează, iar un șofer care îți via copiii de acasă, îi duce la școală, îi așteaptă, îi aduce înapoi, costă undeva în jur de 5.000 de lei pe lună și el. Dacă mergem mai departe la costurile de curățenie și ai undeva un apartament de 80 de metri pătrați și o familie cu copii, ai nevoie de cel puțin 2 curățenii pe săptămână. 300 de lei de 2 ori pe săptămână înseamnă 600 de lei, asta te duce la un cost de 2.400 de lei pe lună. Dacă însumăm toate aceste cifre, o să ne dăm seama că aceste cheltuieli s-ar fi dus undeva la 3.300 de euro pe lună per familie dacă ambii părinți ar fi plecați. În schimb, o mamă care stă acasă și are grijă de dimineața până seara de casă și de copii, practic salvează acea familie de această cheltuială de aproape 3.300 de euro pe lună. Iar pentru asta vreau să mulțumesc tuturor mamelor de pe acest pământ.